Schimbările climatice nu ne întreabă dacă suntem gata de ele, dacă avem resurse pentru a răspunde acestui fenomen sau dacă au venit într-un moment potrivit. Adaptarea la aceste schimbări va fi grea, creșterea rezilienței va fi dificilă. În special pentru noi, pentru că avem resurse mai puține, suntem mai puțin pregătiți și avem instituții mai slabe. Dar nu avem încotro. Trebuie să ne adaptăm pentru a rezista, pentru viitorul nostru și al copiilor noștri aici, în Moldova. Resursele noastre de apă, agricultura și pădurile sunt cele mai afectate de schimbările climatice. Indiferent de contextul în care ne aflăm astăzi, trebuie să acționăm. Ce trebuie să facă fermierii ca să nu mai piardă roada din cauza secetei? Ce copaci trebuie să sădim ca să avem pădure peste 100 de ani? Cum salvăm resursele noastre de apă? Dacă vrem să găsim răspunsuri la aceste întrebări, avem nevoie de o discuție serioasă și responsabilă între fermieri, silvicultori, autorități centrale și locale și cercetători. Climate change and environmental degradation are locked together. Without tackling one, we will have no hope of solving the other. We need an integrated approach, which always keeps the broader picture in mind. That approach must be built around transformation. Transforming our economies to a more sustainable model, speeding the green transition, halting biodiversity loss, and striving for an environment that is pollution-free. Climate and environment resilience is one of the key pillars in our strategy for the Eastern Partnership countries, including Moldova. We are working, hoping to have institutional exchanges with our authorities in Sweden to see how we can help the forestry here in Moldova. We are working with water management. We are working with how to deal with the sustainability of the Dniester River and how to manage the Dniester River. Climate change is a global issue and we need to do this together. Moldova, with the support of UNDP, has submitted its national determined contributions, whereby Moldova sets the targets in terms of reduction of GHGs. And with the support of UNDP, it has been the fourth country in the world to submit its second one. We are here not only to support Moldova in putting the plans, but also in implementing this, whether at the level of the central authorities, but also at the local level, through different initiatives that are scalable, that are piloted.